Cum le alegem în funcție de vârsta lui și mai ales cum facem să nu adunăm prea multe, ne spune Marius Zanfir, psiholog. Bine ați venit! Bună ziua! Bine v-am găsit! Bună ziua! Pentru un nou născut, ce jucării putem cumpăra? În primul rând trebuie să ne gândim pe etape de vârstă ale copilului, care sunt jucăriile și care este scopul de fapt al jucăriilor. Așa. Scopul jucăriilor n-ar trebui să fie doar acela de a crea plăcere copilului. Mai ales în perioada 0-2 ani, noi numim perioada de dezvoltare senzorio-motorie. Copilul, pentru a se dezvolta din punct de vedere neurologic, are nevoie de senzații și de motricitate. Este în perioada în care el trebuie să-și coordoneze ochii cu mânuțele. Atunci Așa. Are nevoie de jucării care să-l ajute să facă lucrurile acestea. Cele mai bune jucării pot fi încastrele, pot fi Lego, pot fi jocuri cu cuburi, jocuri cu diverse forme geometrice pe care le băgăm în diverse lăcașuri asemănătoare, să punem inelele, poate în ordinea mărimii pe un baston, sau să punem niște păhărele unul peste altul, la fel după o anumită mărime. Dar, în general, scopul jocului, iarăși trebuie să facem o diferență între fete și băieți. Așa. Fetele, de pildă, își dezvoltă jocul simbolic, care este cel mai important, e cea mai importantă etapă a jocului. Jocul simbolic înseamnă să ne prefacem că ne jucăm de ceva. Mm-hmm. Da? Mi-aduc aminte de fetițele mele la un an, își luau două papițoaie și bălmăjeau pe limba lor acolo ceva, le atingeau așa între ele. Pe la un an jumate, fetița cea mare, care și-a dezvoltat limbajul destul de devreme, avea același joc, numai că de data asta era: bună, ce faci, bine, dar tu... Era acea poveste din spate. Asta înseamnă, de fapt, jocul simbolic. Eu văd că copilul manipulează jucărie, dar în spatele acelei manipulări, acelei jucării, este, de fapt, o poveste. Ați spus că asta se întâmplă numai în cazul fetițelor? Și băieții fac lucrurile acestea, dar un pic mai târziu. Fetițele, datorită sistemului neurologic creat altfel, genetic, biologic, își dezvoltă mai rapid partea aceasta de joc simbolic. De asta, de pildă, în tulburările neurobiologice, 80% din cazuri sunt băieței, pentru că au sistemul acesta un pic mai sensibil, să spunem așa. În prima perioadă, în primele luni de după naștere, sunt tot felul de jucării de-astea care zornăitoare și așa mai departe, proiecții pe tavan sau în zona pătuțului, ajută la ceva genul ăsta de jucării? Ele sunt bune, v-am spus, orice jucărie care acționează pe sistemul acesta senzorio-motor. Uh-huh. Deci vorbim de senzații, motricitate. Aude, vede. Da. Cele mai bune jucării la bebeluși, în general, sunt jucăriile care au cauză-efect. Adică apăs pe un buton și se întâmplă ceva. Okay. Mă uit la ceva și se întâmplă ceva. Uh-huh. Da? Și, în general, sunt studii care arată că copilul se dezvoltă mult mai bine dacă folosim astfel de jucării cu cauză-efect. Apăs, da? Cântă. Apăs, cântă. Scoate un sunet, latră. Trag de ureche, se întâmplă nu știu ce. Să mergem un pic mai departe. Copilul crește, ajungem în jurul vârstei de 3 ani. Până în, am înțeles, 0-2 ani e ok. După 2 ani, 2-3 ani, începe să aibă jucării preferate. Nu știu, că vorbim de mașinuțe în cazul băieților, vorbim de păpușele în cazul fetelor, dar nu numai, se pot și scopul, schimba. Vă spuneam, scopul în general al jocului trebuie să fie acesta, să-i dezvolt capacitatea aceasta de joc simbolic, de a crea în minte fel de fel. În general, jocul simbolic se dezvoltă, să știți, în absența obiectului. E paradoxal, da? Sau în absența obiectului real, de cele mai multe ori. Eu trebuie să mă prefac că mă joc de ceva. Pentru că în spatele acestui joc simbolic avem limbaj, chiar dacă e la nivel intraverbal, când copilul încă nu și-a dezvoltat poate limbajul verbal, dar avem un limbaj, avem o comunicare, avem imaginație, avem creativitate, da? Noi greșim foarte mult și eu, ca și eu am trei copii acasă și m-am trezit la un moment dat că aveam casa plină de jucării și copiii parcă nu știau să joace la nivelul la care știam noi, dar mi-am dat seama că mare parte din ele mi le-am luat pentru mine, nu pentru ei. Da. Pentru că eu n-am avut poate la vremea mea. Și copiii din ziua de astăzi, tocmai că sunt bombardați cu atât de multe jucării, da, văd o jucărie aici, se apucă să joace cu ea, imediat văd alta lângă, se duc la cealaltă și, de fapt, dacă tragi linie după o zi întreagă, s-ar putea să nu se fi jucat ceva cap-coadă. Da? De asta e foarte important să vedem în primul rând care sunt înclinațiile copilului. Poate să meargă către desen. Mergem și îl stimulăm în area respectivă. Scopul nostru, vă spuneam, este să dezvoltăm acest joc simbolic. Poate să-i placă mașinuțele, atunci iau mașinuțe, okay, iau garaje, iau... Nu e neapărat un joc, să zic,
un joc specific vârstei. Într-adevăr, acum majoritatea jocurilor au scris pe ele, între vârsta și vârsta. Și atunci trebuie să urmărim recomandările respective. Dar e vorba și de inclinația copilului, pentru că dacă îi cumpăr o jucărie și nu-i place, degeaba eu cumpăr. În general, copiii sunt bucuroși când primesc o jucărie, dar o să vedeți, datorită faptului că noi greșim și le luăm poate prea repede și prea multe jucării, ei nu mai știu să le folosească la adevărata valoare, să spun așa. Mai mult de 5 minute poate nu o să stea cu un joc. Da? Da. Uite, de exemplu, eu am un băiețelul meu cel mic, care are 3 ani și jumătate, urmărește un desen animat de ăsta cu mașini și își dorește să îi cumpăr toate mașinile din desenul respectiv. O vrea și pe aia, o vrea și pe aia, o vrea și pe aia și cumva se joacă cu fiecare dintre ele. E o greșeală să îi cumpăr absolut toate mașinile pe care și le dorește? Nu știu dacă e neapărat o greșeală, pentru că până la urmă, dacă copilul își creează la un moment dat și își face, copiii au nevoie de partea asta între 2 și 6 ani, de pildă, perioada magică, cum copiii trăiesc foarte mult în jocul ăsta simbolic. Și atunci ei au nevoie de personaje. Da. Da? Și personajele, normal că personajul ăla s-ar putea, mașinuța aia să meargă. Eu îl văd că mișcă o mașinuță, pur și simplu. Dar mașinuța aia e deja în cosmos sau nu știu unde este, unde vrea copilul. Deci jocul simbolic nu are limite până la urmă, nu are constrângere. Și atunci e normal ca el să aibă personajul jocul respectiv. Jocul e același, da. Doar că diferă numărul de personaje. Ca la război, când aveam soldății, una să ai un soldățel, alta să... Întreagă. Dar există jucării care pot fi dăunătoare, care, dacă care vorbim, pot influența negativ un copil și ar trebui să le evităm? Da, și din păcate ne întâlnim cu fenomenul ăsta foarte mult, foarte des în ultimul timp. Vorbim de fenomenul acesta de autism virtual și vorbim de aceste device-uri cu ecran, da? Tablete, telefoane mobile, care sunt puse copiilor în brațe de la vârste foarte fragede. Am avut cazuri în care de la naștere copilul a avut o tabletă în față și stătea non-stop în fața ei. Și unii copii ajung să dobândească niște comportamente identice ca în tulburarea de spectru autist. Pentru că, de fapt, ce se întâmplă? Copilul nu mai ajunge să interacționeze cu oamenii, chiar cu dacă lumea mama, reală, da. Cu lumea reală. Nu poate învăța de acolo imitații, nu poate să învețe să imite, nu poate să învețe limbajul, ajunge ca vocea mamei să nu mai anumite sunete nenaturale, să spun așa, din acele device-uri electronice și lucrurile astea pot face foarte, foarte rău, să spun așa. Deci, în general, e bine să le luăm jucării pe care să le manipuleze. Ei au nevoie, copilul, înainte de a învăța că pixul se numește pix sau telefonul se numește telefon, ei știu ce trebuie să facă cu el. Da? Știu să-l ducă la ureche, știu să mâzgălească cu el. Pentru că au văzut la mama, au văzut la tata, au văzut undeva în jur. E foarte greu pentru un copil să învețe, pentru un bebeluș mai ales, să învețe un lucru nou de la televizor, de la telefonul mobil, de la tabletă. Am înțeles. Mulțumim tare mult, domnule Marius Zamfir. Vă mai așteptăm la noi. Și eu vă mulțumesc.